Bună, m-am întors să continuăm ce am început. Nu mai știu exact unde s-a întrerupt. Ideea era că trebuia să alegeți între aceste două persoane. Interesant. Este un moment important. Dacă dumneavoastră sunteți acest om, dacă această carte vă reprezintă energia voastră, regele de bâte, deja avem trei regi și trei deja o aglomerație. Ideea este că ce este important? Toți sunt la același nivel, doar că fiecare lucrează cu alte tehnici, într-un alt mod. Trei regi. Dacă ar fi fost unul, valet sau regină, tot era mult mai ușor. Mult mai ușor. Un rege trebuie să aleagă între doi regi. Va fi dificilă alegerea. Mai ales că probabil că amândoi au dreptate și dumneavoastră în felul vostru, însă din perspective diferite. Ideea este că dacă vreți să experimentați ceva nou în viața voastră, ar fi bine să alegeți ce nu ați mai experimentat, evident. Să vă dați șansa să vă reînnoiți energetic, vibrațional, cu experiență care vă dezvoltă, vă completează, vă sporește într-un fel. Simt că, totuși, acest rege de spade, câtă dreptate ar avea în felul lui, nu corespunde atât de mult cu dumneavoastră cum corespunde acest rege de cupe. Ar putea fi chiar această persoană, cum am spus și mai devreme, da? Cu care corespondați, care vă este în suflet, care vă aduce bucurie. Va fi greuț. Va fi greuț. Dar, cum am spus, trebuie să dați șanse și emoției și empatiei și compasiunii în cazul în care până acum le-ați lăsat deoparte. Dacă până acum am senzația că acest rege de spade v-a influențat viața, cum am spus și mai devreme, mult timp. E un șablon comportamental din care frumos ar fi să ieșiți. Frumos ar fi să ieșiți. De ce vă este frică? Asul de monede. De un nou început. Simțiți că vi se oferă o șansă specială. Eu simt că este cu acest rege de cupe. Simțiți că este o ofertă specială, e o ofertă divină. E un nou început. Aveți șansa să construiți o relație de lungă durată, în afaceri, în dragoste, să construiți ceva trainic, valoros. Avem aur, da? Avem valoare, avem semn de pământ. Aveți. Și totuși vă e frică. E greu pentru tauri să înceapă ceva. Ceva nou. Nu e imposibil, dar e dificil. Ce vă doriți? Lumea. Simt că unii dintre voi vă doriți să vă învățați o lecție pe care ați tot
experimentat-o, ați tot testat-o, ați tot verificat-o, va verifica Dumnezeu Universul de nu știu câte ori pe direcția asta. Și ar cam fi cazul să încheiați un capitol cu cineva. Poate să fie semnul Capricornului, mai mult sau mai puțin, poate să fie o persoană în semne fixe. Aici sunteți și dumneavoastră, ca și Taur. Este că vă doriți să încheiați acest ciclu. Să puneți capăt unui capitol, unei cărți, unui proiect, unui stil de viață. Și ar fi mare lucru, pentru că dacă puneți capăt, înseamnă că prindeți curaj să manifestați acest as de monede. Poate să fie și un spor financiar. În momentul în care renunțați la acel șablon care v-a influențat până acum, rigid, sobru, rece, manifestați un spor pe care probabil nici nu l-ați visat vreodată. Manifestați legea atracției într-un mod special. Finalul, teoretic, ar trebui să fie Regina de Bâte. Finalul ar trebui să... Să vă manifestați perechea ideală, dacă e vorba de o alegere între două persoane. Aici apare Regina de Bâte, dar poate în spate mai are o altă energie. Regina de Bâte nu are cum să fie. N-are nimic de a face cu Regele de Spade. Mai degrabă se aseamănă cu un semn de apă, pentru că, pe lângă pasiune, are și emoție. Regina de Bâte are emoții. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Ideea este că în momentul în care alegeți corect și încheiați capitolul, puteți să vă manifestați în timp, evident. Dacă nu persoana care vă completează, măcar acel aspect din dumneavoastră pe care nu l-ați mai experimentat și care vă completează, vă întregește, că tot avem lumea, că tot vă doriți să încheiați un capitol, să vă completați. Da? Și dacă faceți alegerea potrivită, deveniți yin și yang, plus și minus, masculin și feminin. Dacă nu dumneavoastră, repet, în relație cu o persoană care vă completează perfect. E persoana ideală pentru voi. Regina de Bâte, în principiu, e o persoană încântătoare. Dacă n-ar fi vorba de o persoană, alegeți voi varianta potrivită și e doar o energie pe care o manifestați. În momentul în care alegeți, bănuiesc că dacă alegeți varianta emoțională, veți înțelege legea atracției dintr-o altă perspectivă, că cred că am spus-o și mai devreme. Veți începe să atrageți multe beneficii, mulți oameni care vă simpatizează, care vă ajută, care vă susțin, care va admira, repet, în cazul în care nu este o persoană. La capătul acestui set de cărți, ce aveți? Aveți valetul de cupe, un mesaj emoțional despre o greutate sufletească. Din ce cauză? Din cauză că ați fost lăsat de izbeliște. E semn de pământ. Ați putea fi dumneavoastră într-o situație în care trebuie să vă chinuiți singur. Și 5 de
Monede pentru mine înseamnă și lipsă de comunicare. Poate că în ultima vreme n-ați comunicat cu cineva anume și această lipsă de comunicare a fost ca o apăsare pe sufletul vostru. A trebuit să lucrați cu toate responsabilitățile pe care vi le asumați în general, până să aveți acest prieten de suflet lângă voi. Și unii dintre voi vă doriți să comunicați cu acest suflet, valetul de cupe, da? Sunteți voi cu valetul de cupe. Ori să le vorbiți voi despre această greutate sufletească a voastră, despre răceala emoțională, poate chiar și nevoile financiare prin care ați trecut de-a lungul timpului, de-a lungul vieții. În fine, simțiți nevoia să vă descărcați sufletește în fața cuiva. Și acest om, dacă vine cu o vorbă frumoasă, parcă vine să vă și invite la deschidere, la deschidere sufletească. Sunt cărți frumoase, în principiu. Așa simt această poveste, așa simt aceste cărți în varianta crucii celtice, pe care am mai îmbogățit-o cu o carte, de fapt. Eu așa simt. Separ fricile de bucurii. Mi-e greu să citesc două lucruri într-o singură carte. Nu mi-e greu, dar îmi place să fiu mai clară. Și am separat și am adăugat încă o carte. Deci cam aceasta ar fi povestea crucii celtice pentru cei născuți în zodia taurului pentru mai 2019. Aș vrea pe scurt, deja sunt 11 minute. 12. Da, sigur, aveți de-a face cu un rege de spade în viața voastră. O tipologie, un personaj. Poate să fie și femeie. Și totuși, taurii, repet, orice planetă ați avea acolo, au nevoie de emoție. Pământul are nevoie de apă, nu de aer. Aerul usucă pământul. Deci dacă este dacă este un personaj, nu vă este chiar de mare beneficiu. Sufletesc, vorbind. Ok. Aș vrea acum, pe scurt, am două seturi de cărți, da? Sunt cam împrăștiată uneori. Artist. Am două seturi de cărți, da? Vreau să vă pun, așa cum puneam prin februarie, martie, cărțile într-o ordine anume, voi și partenerul vostru. Voi. Amestec un pic cărțile, cum am spus, le-am amestecat mai devreme. Ia uite, iar apare luna. Lumea. Încheiați un capitol, e cazul să încheiați. Și să nu uitați că atunci când avem de-a face cu regi, deja avem de-a face cu o vârstă de la 45-50 spre 60. Sunt persoane foarte mature. Deci, citirea aceasta sau situația asta, în general, se raportează la o anumită generație. Asta ca să știți. În general, regii, 45-50, 45, reginele sunt cam 35-45, regii 45-50-60. Asta ca să știți. Cam atâta. Tăiem cărțile. Taur. Mai 2019. Ce simțiți? 8 de monede. 8 de monede. Ce gândiți? Regina de cupe invers.
cum acționați. Opt de cupe, invers. M-am întristat un pic. Nu-mi place când va regina de cupe invers. E o energie atât de frumoasă. Deci ce simțiți, cum gândiți, cum acționați? Aș vrea să amestec cărțile. S-au răsucit acestea. Ok, ce-a vrut să apară? Da. Încă unii dintre voi, probabil că această poveste de dragoste este pentru o altă categorie, neapărat pentru aceeași categorie. Încă unii dintre voi sunteți într-un tranzit emoțional. Aveți judecata, valetul de cupe și 8 de spade. De monede. Ce simțiți? Optul este un număr special. Înseamnă transformare. Și dacă vă aduceți aminte tot ce am vorbit mai devreme, mai ales la început, Sunteți provocați să vă schimbați, să vă transformați stilul de viață. 8 de monede reprezintă un om muncitor, da, care își lucrează monedele. Însă, simt că aici e un foc interior. Ceea ce simțiți voi este un foc interior pe care trebuie să-l lucrați, să-l transformați. Este foarte similar cu un alchimist, acest 8 de monede. Simțiți că e, unii dintre voi, e momentul să vă transformați în interior într-un mod radical. Omul acesta topește aurul și îl reformează, reșablonează, îi dă diferite forme artistice, cum am spus și mai devreme. Poate e cazul să vă descoperiți niște calități artistice. Poate ceea ce începeți în această perioadă de lună nouă, veți simți roadele, că tot ați avut 7 de monede așteptare, veți simți primele roade, primele rezultate ale acestei munci, ale acestui proces, le veți simți prin august. Dacă pregătiți un proiect, probabil beneficiile, succesul, îl veți cunoaște, îl veți simți mai intens în august, într-un fel sau altul. Dar vorbim de o relație de dragoste, vorbim de sentimente. Dacă vă implicați acum într-o transformare emoțională în relația cu cel personaj care va ieși mai devreme sau cu oricine, alegeți să vă implicați. Probabil că de-abia în august vă veți bucura de beneficiile acestei relații care vă transformă. Înțelegeți ce spun? Ce simțiți? Regina de cupe. Regina de cupe e un semn de apă. E perechea regelui de cupe pe care l-am văzut mai devreme. O altă pereche. De asta dată în suflet v-a apărut invers. Ce simțiți, ce gândiți.
Dacă unii vreți să vă întoarceți la o persoană în semnul peștilor, al racului sau al scorpionului, de care poate ați încerca să vă detașați emoțional, cred că vă e teamă că nu o să vă primească. Cred că vă e teamă că nu va fi la fel ca înainte. Este posibil. E ceea ce gândiți, nu neapărat să fie și adevărat. Este o. Simt că e mai mult o teamă și asta pentru că aveți, v-a apărut, au sărit trei cărți, da? V-a apărut 8 de săbii. Este o grijă, este o teamă. Poate să nu fie reală. Cum acționați? 8 de cupe invers. 8 de cupe pentru mine este semnul scorpionului uneori și 8 de spade la fel. Poate unii și aveți 3 de 8, acum văd. 8 de monede, 8 de cupe, 8 de spade. Puh. Sigur, unii dintre voi aveți de-a face cu un scorpion. Dacă nu e o persoană născută în semnul scorpionului, are lună în scorpion, pentru că avem cupe. Avem și regina de cupe invers. Regina de cupe poate să fie o persoană în semnul scorpionului. Avem, ia uite. Da, am senzația că cel puțin această citire este valabilă pentru unii dintre voi care aveți de-a face cu un scorpion. Aveți și judecata. Iar Pluto, transformare, ridicare din mormânt, din morți. 8, transformare, Pluto, valetul de cupe, iar 8 de spade. Ați încercat să vă detașați emoțional de această persoană, poate ați încercat să vă și îndepărtați fizic, poate muncind, ați stat în biroul vostru, la job, eu știu, peste program, ați încercat să lucrați, să vă scoateți din minte această persoană și nu ați reușit. Și poate ați înțeles că dacă tot e acolo, e cu un scop. Și prezența emoțională acestei persoane în sufletul vostru vă transformă. Vă transformă continuu. Să nu uităm că avem acum luna nouă în Taur și urmează luna plină în Scorpion. Sper să mai fac o citire, o etalare pentru voi. Sper, nu promit sigur. La jumătatea lunii să vedem ce se întâmplă de luna plină. Vă doriți să comunicați, iar valetul de cupe, vreți să comunicați, cum am spus și mai devreme, simțiți nevoia. Și da, mi-aduc aminte că atunci când am făcut meditația, înainte de etalare, înainte să apăs pe butonul de înregistrare, am avut un moment în care, într-adevăr, am văzut un câmp de lavandă și la un moment dat, am simțit așa ca și când v-ați îmbrăca cu o nouă energie. Exact senzația pe care o aveți sau o avem după ce descoperim că ne-am schimbat. Dom'le, dar mie mi s-a întâmplat de curând. Eu nu mă mai port cum mă purtam ca înainte. Nu mai am aceleași principii, nu mai am aceleași căutări. Poate nu mai îmi plac nici același gen de oameni care mă atrăgeau înainte. Sunt altfel. Dacă înainte aveam niște pasiuni, mă interesa, eu știu, un anumit gen de cărți, acum sunt atrasă de cu totul altceva. Sunt ca un alt om. Deci, senzația asta am avut-o și e posibil ca unii dintre voi să începeți o transformare profundă, la nivel energetic. Și apoi se va manifesta că ați avut magicianul, ați avut asul de monede, de care vă e un pic teamă, e o ofertă, ăsta e darul divin. E o valoare să vă transformați în ce? În aur. Aveți aici 8-ul de monede, da? Care topește aurul și îl schimbă într-o formă de artă. Sunteți venusieni, lucrați într-un fel, în grădină, pictură, scriți. Eu știu ce. Oricum, deci această energie, ca să nu mai lungesc mult, este în relație cu o persoană. Simt că este semn de apă, că
este scorpion în mod special, dacă nu, are planete în scorpion, are planete în casa 8. Sau are marcaje intense pe Pluto. Da. Acum, este un pic aceste cărți pentru partenerul, partenera voastră. Ce simte, ce gândește, cum acționează și ce o mai fi. Da. Amestec mult. Că aș vrea să mai iau și un sfat de la oracol. Tai cărțile. Ce simte? Marele preot. Luna a cincea. Cinci. Luna a cincea. Ce gândește? Judecata. Puh. Amândoi vă transformați. Amândoi, amândoi, amândoi. Sunteți norocoși. Chiar dacă poate să fie dureros transformarea asta, nu ușor. Dar e un noroc. Eu... Ce simte, ce gândește, cum acționează. Regina de cupe, care, după cum v-a spus, v-a apărut invers. Este într-o cu totul altă vibrație, dar asta face parte din joc, a venit să vă transforme într-un fel sau altul, dacă nu schimbați pozițiile, vedeți. Valetul de băte, avem doi valeți, comunicare. Cavalerul de băte, și 8 de monede. Amândoi lucrați. Amândoi lucrați. Dacă ce am spus mai devreme despre voi nu rezonează, ați putea fi voi în această situație. Asta pentru că încep cu Marele Preot. Avem numărul 5, avem luna mai, Marele Preot reprezintă zodia Taurului, dar nu obligatoriu. Așa ca un plus. Ce simte? Persoana aceasta își dorește o relație serioasă, oficializată, care să fie conform principiilor spirituale, dacă nu religioase. Sau conform societății, pur și simplu. Se simte conectată la spiritualitate și simt asta din cum s-au așezat cărțile. În momentul acesta, persoana aceasta se transformă și ea, care are judecata, felul cum gândește, își transformă modul de gândire. Probabil e într-un proces de transformare, că tot avem și judecata, avem și 8 de monede. E într-un proces de transformare mentală. Încearcă să-și asculte sufletul, să-și asculte îngerii, să-și asculte visele, să vadă semnele din jur. Este o persoană foarte spirituală, cum am spus mai devreme, intuitivă și încearcă să fie atentă la toate semnalele pe care le primește ca să-și urmeze calea spirituală, ca să renască eventual se gândește să refaceți relația într-un anume fel. În cazul în care v-ați depărta de această persoană, cum am spus mai devreme, și ați încercat să o evitați emoțional, simte că vă doriți o a doua șansă. Cum acționează Regina de Cupe? Așa acționează. Dacă mai devreme Regina a fost invers, în felul cum gândiți voi, aveți impresia că nu vă mai da atenție, că nu vă mai hrănește emoțional, dacă n-ați avut comunicare cu ea în ultima vreme,
Ea e activă persoana, e activă, e generoasă, oferă sfaturi celor din jur, emoții. Ce are ea mai bun? Asta e imaginea publică. Și e posibil să se poarte la fel și cu dumneavoastră dacă o abordați. Cum se cuvine, ca o regină. Valetul de bâte, cavalerul de bâte și 8 de monede. Simte că vă doriți o comunicare, dar e teamă că această comunicare va fi oarecum imatură. Valetul nu e o energie foarte matură, ea fiind regină, da? Își dorește să veniți măcar ca un cavaler, ca o persoană activă, care se implică activ în relație, da? Ca un cavaler de bâte. Dar, evident, cavalerul de bâte are și el calități. Poate să fie un jucăuș, dar mai ales când e invers. Acum a apărut cartea normală. La cât sunt de lucea, se putea să sară invers dacă era necesar. Deci, simte că vreți să comunicați cu ea, că e foarte intuitivă. Vă are în suflet. Da? Ce simte? Simte marele preot. Marele preot a zis că poate fi semnul taurului, da? Că sunteți lună, Venus, nu contează, nu intrăm aici în detalii. Ce planetă reprezentați? De este că vă așteaptă mesajul, îi este teamă să nu fie un mesaj prea imatur. Își dorește ceva cât de cât mai aproape de vibrație, de felul ei de a se manifesta, de așteptările ei. Cu ce mare așteptare. Până una alta, muncește. 8 de monede. Face ce ați făcut și dumneavoastră mai devreme, când ați încercat să vă detașați emoțional de persoană, în muncă, da? Am spus mai devreme. Acum, persoana se implică total în muncă, în crearea de valori, valorile proprii. 8 de monede. Repet, ceva se va întâmpla în august. Atunci, probabil, veți culege roadele acestei transformări. Sper că mă înțelegeți. Aș vrea un sfat de la îngeri pentru Taur. Ce cărți mari și eu mânuțele mici. Taur, soarele va veni să ascendăm din Taur. Un sfat pentru luna mai 2019. Ce ne faci și astea? Primește cu dragoste și apreciere. Îmi plac aceste cărți foarte mult, sunt foarte decorative și foarte expresive. Să-mi iau un pic ochelarii dacă nu vă supărați. Da, am vrut să mă asigur. La capătul acestui set de cărți, ce aveți? Dragostea îndură. Dragostea îndură multe. Este un citat superb în Corinteni 13. Dragostea le îndură pe toate. Citiți-l. Dacă nu, o să vă pun un link. Deci, primiți cu grație, acceptați tot ce primiți, pentru că este un semn de dragoste de la Univers. Fantastic ce văd! Fantastic! Da, pot și ochelari. Prima carte este
34. Și cea de la capătul acestui set, și ultima cum ar veni, este 43. Vă oglindiți într-un anume fel, unul în celălalt. 34 și 43. Și vreau să văd detalii. Este o persoană care meditează asupra unui fulg. În momentul în care fulgul se topește, apa respectivă se transformă în viață. Și dintr-o picătură, sau de fapt cu o picătură, se umple oceanul. Un ocean de emoții va hrăni un univers întreg. Păsări, gânduri, univers de gânduri. Primiți orice gest de dragoste pe care simțiți că vine în fața dumneavoastră și de la oamenii din jur. Și în momentul în care primiți, o să începe să manifestați și primirea din partea persoanei pe care o iubiți. Dragostea îndură. Dragostea nu renunță atât de ușor. Dragostea are credință. Dragostea are speranță. Dragostea rămâne în picioare în orice situație. După cum vedeți, este o corabie care călătorește mândră prin furtuni, pe valuri. Și după cât este de plină, parcă ar fi corabia lui Noe, cu de toate. Eu zic că aveți două mesaje foarte frumoase, foarte importante. Și am senzația că într-un fel sau altul vă oglindiți unul în celălalt. Și dacă, ia uitați, dacă la început totul în dragoste începe cu o picătură, cu un zâmbet, cu un mic gest, cu un mic cadou, cu un mic telefon, cu un compliment, cu ceva, cât un pic, cât un pic, construiți o relație de lungă durată, o relație stabilă. Ideea este să oferiți emoții, să oferiți gesturi. Dragostea trebuie întreținută, dragostea trebuie apărată, dragostea îndură. Cam asta ar fi etalarea pentru luna mai, pentru cei născuți în zodia Taurului. Sper că am venit cu mesaje de bun augur. Vă doresc încă o dată la mulți ani și pe curând. Dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine!